Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din nou din studiul Alfa Omega TV la o nouă emisiune Calea Adevărului și Viața. L-avem și astăzi pentru această discuție, pentru a doua emisiune, pe am invitat pe pastorul Ioan Bochean din București. Bine ați venit din nou la emisiunea noastră, frate Ioan Bochean. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți cei care ne privesc. În ultima emisiune am încheiat vorbind despre un proiect interesant pe care l-ați lansat la Centrul Vecin Emanuel din București, proiect care face parte oarecum din viziunea pe care Dumnezeu v-a lărgit-o în ultima vreme a Centrului Creștin Emanuel, acela de a sluji dincolo de obiective care le aveați în anii trecuți doar pentru București, pentru comunități din București, de a sluji zona de sud a României și nu numai orașe importante, localități, sate importante care au nevoie de cuvânt, care au nevoie de biserici, de forme organizate de slujire și ne-ați vorbit despre fondul de construcție și dezvoltare a bisericilor mici. Și vă și spuneam așa ca o întrebare retorică, multă lume e preocupată de mega biserici, mega structuri și dumneavoastră acolo în București și în zona de sud vă focalizați și încercați să adunați resurse, oameni, parteneri ca să construiți, să dați drumul la mici comunități de creștini în zone mai dificile. Pentru cei care n-au urmărit prima emisiune, eventual dacă ați putea să repetați viziunea pentru acest proiect, pentru că vrem să mergem puțin mai departe și să discutăm și alte lucruri. Repet, Domnul Iisus Hristos, Prințul Universului, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Domnilor și Regele Regilor, nu este preocupat întotdeauna numai de numere mari, de cifre mari. Da, El a avut mii care L-au ascultat, audiență mare, dar spre deosebire de un politician român care a cerut echipei sale, spuneți-mi unde se adună 200 sau 300 de oameni și eu vreau să fiu acolo, este cunoscută și e celebră această frază. Domnul Iisus Hristos a zis, oriunde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, eu vreau să fiu prezent. Și noi cunoaștem Matei capitolul 18 și această prioritate a Domnului Iisus Hristos pentru 2 sau 3 adunați numele Lui. Dacă Domnul Iisus are această prioritate, eu nu cred că noi putem să avem alta. Și am dorit să răspund unor chemări pe care le-am primit, vă spuneam atunci, de la Zimnicea, literalmente un telefon de urgență. Trimiteți pe cineva. Am trimis și rezultatul a fost că am plantat acolo și am construit chiar o biserică, o casă de rugăciune, dacă o vedeți, o să semene cu o casă, deși în interior avem o sală frumoasă, care adăpostește 100 de persoane, dar am avut începutul acesta cu 2 sau 3, în urmă cu nici 10 ani de zile la Zimnicea și astăzi este o comunitate cunoscută, apreciată și un model de ce înseamnă transformarea vieții, nu numai pe plan spiritual, ci chiar și pe plan social, pentru că, repet, este un fenomen cunoscut și apreciat de primărie, de primarul localității, care a canalizat investiții și a făcut o prioritate din a sprijini acest cartier de rudari, unde a fost plantată Biserica Pentecostală. Ne mutăm spre vest împreună cu Dunărea, spre est, pardon, împreună cu Dunărea și acum suntem la Năsturelu, unde construim o biserică. I-am lăsat pe ei să-și facă, așa cum știu ei, chirpicii. Noi am venit cu o structură de beton, am completat cu chirpicii făcuți chiar de mâinile lor acolo. O să vedeți în materialul pe care l-am filmat acolo. Și acum punem deja acoperișul și credeți-mă, nu numai că merg cu echipă din Centrul Creștin Emanuel, dar deja au dat mâna oamenii lui Dumnezeu din alte domenii. Un cântăreț cunoscut în lumea evanghelică, Paul Iliescu, a venit ca dulgher să lucreze acolo. Biserici din nordul țării ne trimit cooperarea lor, ajutorul lor în material de acoperire. Și credem că vă duce la bun sfârșit această aventură de la Năsturelu. Continuăm spre Giurgiu, construim o biserică nouă în centrul orașului Giurgiu, Biserica Philadelphia. Avem deja o construcție aproape finalizată cu efortul acestui proiect la Oltenița, Biserica Pentecostală Speranța. Imediat lângă Oltenița este o altă comunitate rurală, tot de rudari, în Chirnoci. Și, repet, pe malul Dunării, la Călăraș, în momentul de față, suntem implicați în sprijinirea și încurajarea unei noi biserici în orașul Călăraș, Biserica Betania, de asta am plasat chiar în centrul
acestui oraș. Deci, iată locuri fierbinți în care, da, e criză, în care, da, trăim vremurile sfârșitului, dar vă aduceți aminte de cuvântul pe care spunea Martin Luther. Ce ai face dacă ai ști că Domnul Iisus Hristos se întoarce mâine și el spune astăzi aș planta un pom, adică ar vrea ca venirea Domnului să-l găsească lucrând. Eu cred că nu există mai bună preocupare și mai bună pregătire pentru venirea Domnului decât aceasta, să lucrăm atâta vreme cât se mai poate lucra. Ați pomenit de lucrare în zona rudarilor, sunt comunități de romi. Aveți așa o explicație de ce Dumnezeu lucrează și cum lucrează Dumnezeu în rândul acestor comunități, pentru că în multe zone din România Domnul provoacă prin Duhul Sfânt comunități de romi și aduce la pocăință poate mai așa decât pe cei de alte etnii. Eu cred că Duhul Sfânt este și lucrează, așa cum spunea Domnul Iisus în conversația pe care a avut-o cu Nicodim. Vântul vine din cotro vrea și bate în cotro vrea și nu știi de unde vine și unde merge. Este voința suverană a lui Dumnezeu ca el să aleagă și să lucreze cu o țară, cu o etnie, cu un grup, cu o națiune uneori. În urmă cu aproape 100 de ani, în 1920, în România, în anii, în jurul anilor 1920, România a fost aleasă de Duhul Sfânt pentru o trezire spirituală evanghelică, eu aș zice, pe 3 sau 4 fronturi. Aduceți-vă aminte că aproape simultan au plecat baptiștii, creștinii după Evanghelie sau tudoriștii, penticostalii și nu întâmplător chiar oastea Domnului în aceeași perioadă. Așa a ales Duhul Sfânt România și astăzi România este probabil după Anglia a doua țară evanghelică din Europa. Ca și număr cel puțin. Ca procentaj. Evanghelicii din Anglia au o vechime de 300-400 de ani. Iar la noi lucrul acesta s-a întâmplat în mai puțin de 100 de ani. Așa a ales Dumnezeu. Faptul că acum Dumnezeu alege să lucreze în mod vizibil cu această minoritate, nu numai în România. Este tot în Europa. Eu cred că este voința suverană a lui Dumnezeu. Și noi nu avem altceva de făcut decât să ne punem în slujba lui Dumnezeu sau să stăm pe margini ca spectator, dacă credem că ăsta este rolul nostru. Eu n-am considerat niciodată că sunt chemat să mă uit chiar cu mirare și cu admirație, nu e suficient. Eu vreau să fiu parte din ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze și pot să vă spun că nu este ușor. Pe de o parte, etnia aceasta este o etnie specială prin multe lucruri, pentru că sunt foarte talentați. Nu să știți ce înseamnă talentul acestei etnii, ce înseamnă muzicalitatea. Au darul de la Dumnezeu. Au probleme. Au probleme de educație, au probleme de formare, au probleme de caracter. Dar ce noi nu avem probleme? Oare Dumnezeu n-a lucrat cu Avram atâta timp până când a făcut din el tatăl multor neamuri? N-a lucrat Dumnezeu asupra altor personaje și caractere biblice cu care astăzi ne mândrim, lucrează încă asupra noastră cu atâta răbdare. Și atunci eu cred că în felul acesta Dumnezeu mă cheamă și credeți-mă, deși am moștenit împreună cu toți românii anumite prejudecăți cu privire la diferite grupuri. Da, sigur că da. M-am văzut nevoit să mă lepăd de toate aceste prejudecăți și să trec orice graniță și să las pe Dumnezeu să-și facă lucrarea și să fiu încântat de ceea ce văd că se întâmplă, pentru că pot să vă mărturisesc sincer, ca păstor și ca lider, pentru că am slujit ca lider 12 ani Comunitatea Penticostală Regională București, văd transformări reale în această etnie. Dumnezeu face minuni, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu lucrează nașteri din nou pe care nu le putem contesta. O, că sunt și slăbiciuni, da, sunt, dar nu numai între rudari sau romi, sunt atâtea și între noi românii. Mulți spun că este un semn al vremurilor de pe urmă, întoarcerea masivă a comunităților de romi, comunități care au fost de-a lungul istoriei marginalizate și puse la coada listei în România și în întreaga Europa. Dumnezeu alege aceste comunități relativ marginalizate și desconsiderate să-i cheme cu mare putere la el. Am putea vorbi așa? Da, eu cred că da, numai că eu sunt de părere că vremurile din urmă au început pe vremea bisericii primare. Sunt vremurile din urmă și vremea sfârșitului.
Și noi ne apropiem foarte mult de ceea ce se numește vremea sfârșitului. Iar vremea sfârșitului și vremea sfârșitului, care înseamnă și transferul nostru dincolo, trebuie să ne ducă la ceea ce a avut la viziunea aceea apocaliptică și apoteotică a lui Ioan în capitolul 5 din Apocalipsa, unde el vede adunate neamuri sau număr mare de credincioși din orice neam, din orice limbă, din orice popor în jurul tronului de slavă lui Dumnezeu. Colegii și prietenii mei care în urmă cu ani veneau cu mare bucurie să facă misiune în România, de exemplu cei din Anglia sau din Londra, astăzi simt și ei că au de lucru în Londra între etniile, hai să zicem, colorate, care sunt acolo de culoare. La ei chiar au expresia aceasta. E vorba de negri, imigranții din Africa, pe care au în Londra, să zicem, în Anglia, imigranții din zonele musulmane, din zonele arabe și din India, toți un pic diferiți de ceea ce înseamnă rasa albă. Acolo cresc și în Anglia și în marile capitale europene, în marile metropole europene, acolo crește mișcarea lui Dumnezeu mai bine. Dacă noi ne încăpățânăm și noi vrem să rămânem undeva, eu știu, cantonați în neamul nostru sau în culoarea sau în rasa noastră, treaba noastră, putem să facem și asta. Dar Duhul Sfânt are agenda Lui și are lucrarea Lui și noi suntem martori la aceasta. Repet, unii pot să stea cu mâinile în sân, să zică ce frumos, și alții pot să apuce de treabă și să se integreze. Spuneați că în rândurile rudarilor și a romilor, în localitățile unde începe să slujiți, au loc minuni, începând cu mare minunea transformării omului și a nașterii lui din nou. Dar Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și îmi spuneați în emisiunea trecută că chiar întoarcerea bunicului dumneavoastră a început cu o minune specială, o vindecare spectaculoasă în satul Mocrea de lângă Ineu. Și după aceea, ca și slujitor pentecostal, ați asistat la lucruri în putere cu conotație miraculoasă a Duhului Sfânt. Au loc minuni multe, minuni în sensul propriu al cuvântului, în comunitatea de rom, dar nu numai, lucrarea Domnului de acum. Cum comentați asta? Pentru că zona minunilor este o zonă sensibilă, chiar în această perioadă a timpului, a vremurilor sfârșitului, mi-am însușit expresia dumneavoastră, în vremea sfârșitului, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Mulți au rezerve, mulți spun că semne și minunile au fost în vremea apostolilor. Dumneavoastră ne-a spus că a fost și în deceniile acestea ca un apanaj clar al mișcării pentecostale. Poate aveți un gând pentru cei care au semne mari de întrebare legate de minuni. Pe mine mă preocupă fenomenul minunilor și în studiile mele am aprofundat lucrarea aceasta a minunilor. Am constatat în Biblie, Noul Testament, că sunt trei cuvinte pe care le folosesc autorii Noului Testament pentru minuni. Cuvântul ergon, lucrare, cuvântul semeon în greacă, care înseamnă semn, un cuvânt foarte frumos și utilizat de Ioan mai ales, și apoi cuvântul uimire sau mirare. Acestea sunt cuvintele care arată, pe de o parte, faptul că o minune înseamnă totuși ceva ce se face. Și nu numai că se face, dar este cu impact în lumea materială. Minunea este o lucrare. Domnul Iisus Hristos a deschis ochii orbului. Putea să spună, cum a spus, urechilor, deschide-te. Dar El a pus mâna pe orb, a uns chiar cu tină ochii orbului și a pus mâna, tocmai ca să ne arate că minunea este o lucrare. Acum, a cui lucrare și cine este specialistul în această lucrare este chiar Dumnezeu. El, minunile sunt lucrarea lui Dumnezeu. Minunile sunt semne, pentru că în lumea spirituală și în viața spirituală noi nu putem călători cu capacitățile noastre fizice. Lucrurile spirituale nu se văd, dar nu sunt mai puțin importante decât lucrurile care se văd. Dimpotrivă, și Ioan și Pavel ne spune clar că lucrurile care se văd sunt făcute din lucruri care nu se văd și lucrurile care nu se văd, cele spirituale, sunt mai importante. Însă noi, ca oameni, cu percepțiile noastre limitate, cele cinci simțuri, noi avem nevoie de semne. Și atunci Dumnezeu acceptă și chiar
ne pune la dispoziție minunile ca semne. Exact cum îngerul le spune în Luca, la capitolul 2, păstorilor în câmpia Betlehemului: iată semnul, Simeon, după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc, deja lucruri normale, un prunc, un bebeluș înfășat în niște scutece împreună cu mama lui. Ei s-au dus, au căutat și au găsit întocmai. Iată că o vestire a credinței rostită de o persoană supranaturală, un înger, are transfer, are reprezentare în lumea noastră naturală ca un semn. Este o minune a lui Dumnezeu. Și apoi uimirile lui Dumnezeu. Ucenicii, când au văzut pe Domnul Iisus Hristos ridicându-se în picioare și vorbind cu marea și poruncind valurilor, i-au spus: El toate le face de minune. I-au rămas uimiți în fața acestui dialog al unui învățător, rabi, pentru ei încă nu înțelegeau exact cine este, care e dimensiunea lui spirituală și cosmică și tot. Deci este un învățător care stă de vorbă cu cosmosul, cu forțele naturii dezlănțuite în acea furtună, și e uimirea lor. Deci, pe de o parte, acesta este caracterul minunilor. Acum, Domnul Iisus Hristos a refuzat întotdeauna, și Dumnezeu, de altfel, a refuzat minunea ca spectacol. E celebră întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și Irod. Irod aștepta de la el o minune. Și bineînțeles că Domnul Iisus Hristos nu l-a tratat cu nici măcar un cuvânt. Pe de o parte. Și alții au venit și i-au cerut în față să facă o minune. Și Domnul zice: vi se va da un semn, din nou, un semn. Și vorbește despre minunea cu prorocul Iona, dar data aceasta se va întâmpla chiar cu el. El va deveni semnul. Dragii mei, mă provoacă mereu tema aceasta a minunilor, pentru că noi trebuie să înțelegem mecanismul minunilor din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă noi ne uităm la minunile acestea doar ca la niște lucrări realizate în mod, cum vedem noi uneori la circ, magic, cu o baghetă oarecare, de cineva care manipulează ori cuvântul, ori alt instrument, și asta înseamnă minunea, am pierdut conținutul. Dumnezeu vrea să ne învețe că minunile sunt lucrări pentru care se fac costuri, cheltuieli. Minunile pe care le face Dumnezeu, pe de o parte, implică investiție extraordinară, costuri scumpe de tot, pe de o parte, și pe de altă parte sunt vehicule cu care Dumnezeu vrea să ne ducă undeva. Și scopurile nu sunt doar să fie bunăstarea personală de moment a cuiva, ci trebuie întotdeauna o perspectivă în timp, pentru veșnicie, și care are impact asupra turmei. Permitea noastră, minune nu presupune neapărat un cost. Minune este ceva instantaneu, se întâmplă, cade din senin. Poate puteți să nuanțați puțin această afirmație pe care tocmai ați făcut-o. Iau la întâmplare trei minuni pe care noi ne le dorim. E fenomenul acesta acum de mișcare, care ni se potrivește bine în vremea aceasta a bunăstării. Unii o numesc prosperitate. Și mulți vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu poate să dea la cerință. Eu am prieteni care mi-au spus că au cerut de la Dumnezeu mașină și n-au primit-o până când n-au precizat culoarea, că era o confuzie acolo. Ce mașină? Ce culoare să fie mașina? Așa să fie, da. Dumnezeu nu ne refuză astfel de cereri nouă. Și îmi place când deschid Scriptura și citesc pe Apostolul Pavel, când scrie el Corintenilor, care se pare că și ei erau preocupați de lucrul acesta. Dacă deschidem la 2 Corinteni, capitolul 8... Și colegii noștri din studio și lectorii sunt preocupați de cum poți să obțin o binecuvântare de la Dumnezeu, care să nu coste sau să vină... Haideți să vedem. 2 Corinteni 8 cu 9. Căci cunoașteți harul Dumnezeului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Prin sărăcirea lui, cred că ar putea fi exprimat și asta, și așa,
voi să vă îmbogățiți. Noi să ne îmbogățim. Nu, nu este niciun reproș. E ceva ce ne dorim, vrem să avem mai mult. Avram a avut foarte mult. Bogăția în sine nu este un păcat. Să fii bogat e o calitate și mai ales dacă ești și un bun administrator. Altele sunt păcatele care pot fi legate de aceasta. Dar a avea, Dumnezeu nu reproșează. Însă prețul este că îmbogățirea noastră a însemnat sărăcirea lui. Haideți să mergem puțin în Evanghelie. În capitolul 1 din Ioan, Domnul Iisus Hristos avea o locuință. Pentru că primii ucenici pe care el i-a chemat au zis, învățătorule, am vrea să știm unde locuiești. Și el merge și le arată locuința. Îi invită la el acasă. În Luca, la capitolul 9, un tânăr vine și spune Domnul Iisus, Doamne, aș vrea să merg cu tine, sau rabi, aș vrea să merg cu tine oriunde mergi tu. Și Domnul îl provoacă. Ești sigur? Păsările cerului au vizuini, vulpile, sau păsările, cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului nu mai are unde își odihni nici capul. Deci deja era ceea ce numim astăzi om al străzii, copil al străzii sau om al străzii, pentru că nu avea un adăpost. Iată cum el, Domnul Domnilor, de altfel în Filipeni, Apostolul Pavel explică procesul acela de dezbrăcare de sine care a avut loc cu Domnul Iisus Hristos. El s-a dezbrăcat de toată gloria cerească, de toată slava cerească și a îmbrăcat în loc ce? Chip de om, nu numai om, chip de rob, ca să fie asemenea nouă celor mulți săracilor, li se vestește Evanghelia. Deci îmbogățirea noastră a însemnat, de fapt, sărăcirea lui. Acum, vedeți, cineva spune, s-a întâmplat, a fost o chestie pasageră, s-a întâmplat când Domnul Iisus a fost pe pământ, 3 ani, 3 ani și jumătate, într-adevăr, a dus-o greu, dar după aceea, nu-i chiar așa. Dacă noi chiar credem că biserica este trupul lui Hristos, atenție, în timp ce noi trăim în confortul pe care îl avem și pe care îl cerem și multe lucruri le spunem, n-am cerut prin rugăciune, le am prin rugăciune. Da, dar în trupul lui Hristos sunt atâtea mii și milioane de creștini care n-au nici sfertul pe care îl avem noi. Poate unii greu primesc pâinea aceea de toate zilele și nu sunt cu nimic mai puțin credincioși decât noi. Ei fac parte din trupul lui Hristos. Noi suntem îmbogățiți. Ei sunt sărăciți. Hristos este sărăcit în felul acesta. Să înțelegem într-o altă perspectivă. Aș vrea să înțelegem într-o perspectivă oarecum globală, care pe de o parte ne face să apreciem ceea ce avem, pe de altă parte ne face să arătăm recunoștința și să facem parte. În, tot aici în 2 Corinteni, la capitolul 9, Apostolul Pavel zice, nu este vorba ca unii să fie păgubiți și alții să fie. Nu. Este vorba de o concertare. Ce-ar fi să vezi unde? Și atunci vorbește în capitolul 9, versetele 12 și 13 și 14 despre felul în care noi, odată ce am primit, trebuie să facem parte și altora. Ajutorul dat de voi se facă. Și sunt în trupul lui Hristos. Sunt trupul mai sărăcit al lui Hristos. Este această primă minune. Deci o înțelegere a binecuvântării noastre, dar în contextul apartenenții noastre la trupul lui Hristos, unde sunt nevoi și unde trebuie să facem partea noastră vis-a-vis de binecuvântările pe care avem și ținând cont că a fost plătit un preț. Dar lumea percepe minunile foarte mult în zona vindecărilor miraculoase, pentru că sunt mari nevoi. Nu neapărat că sunt la modă, dar este o mare preocupare acum în trupul lui Hristos în această vreme. În vremurile sfârșitului, cum ziceți dumneavoastră, de vindecări miraculoase se întâmplă lucruri speciale, vin de la Dumnezeu instantaneu, vindecări, soluții speciale. Eu cred că aceste vindecări sunt în contextul în care, hai să zicem, în România, avem probleme cu sistemul sanitar, da? Și pe departe avem oameni care se roagă. Cere și vei primi, caută și vei găsi. Dar aș vrea să nu pierdem perspectiva aceasta, că Dumnezeu are scopuri și mai ales, din nou, să nu pierdem din vedere costul. Ce înseamnă vindecarea pe care noi o biblice, cred că sunt foarte cunoscute, aproape că, deși îmi place întotdeauna să citesc, dacă deschidem în Isaia 53, la capitolul 5. Multă funcționează vindecare fără plată, lucruri care se vinculează într-un limbaj. Costă, așa cum asigurarea costă, așa cum vizita la doctor costă, vindecarea noastră costă foarte mult. Este un preț. Hai să vedem cine plătește prețul acesta. Isaia 53.
Este atât de cunoscut lucrul acesta. În partea a doua a versetului. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem vindecați, tămăduiți. Interesant este că mai târziu, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, când citează același pasaj, apostolul Petru prezintă versetul: a trecut prin rănile lui, ați fost vindecați. Adică, pentru ca tu să fii vindecat de durerea ta, de oasele dureroase, de slăbiciunile tale, Iisus Hristos a luat asupra lui bolile, slăbiciunea, suferințele, toate le-a luat asupra lui. Acum, aici avem o oarecare problemă pe care aș vrea să o evităm. Noi suntem dispuși să vedem lucrul acesta liniar, cronologic. Suferințele Domnului Iisus Hristos au avut loc în urmă cu 2000 de ani. Pe Golgota, acolo. Eu am avut o rană aici. În copilărie m-am rănit și această rană care s-a întâmplat acum 30 de ani, 40 de ani, este cicatrizată. Da, este cicatrizată. Mărturisesc că nu mă mai doare. Mă simt foarte bine. Unii au impresia că același lucru ar fi cu rănile Domnului Iisus Hristos. Dar să știți că nu este așa. Moartea Domnului Iisus Hristos, care n-a fost doar un eveniment fizic, ci este un eveniment spiritual, s-a întâmplat înainte de întemeierea veacurilor. Și exact cum a avut loc înainte de întemeierea veacurilor, de fapt, continuă să fie. Într-un anumit fel, rănile acestea sunt de mare actualitate. Într-un anumit fel, rănile acestea continuă să fie adâncite. Iisus Hristos continuă să sufere. Ioan surprinde bine suferința Domnului Iisus la mormântul lui Lazar și vorbește și prezintă acel imperfect, dar de fapt un aorist, care arată o acțiune în mișcare, în continuare. Iisus plângea, traduce Cornilescu în Ioan capitolul 11. Dar asta arată continuitatea. Rănile acestea sunt de actualitate și dacă vreți să mă întrebați cum se întâmplă aceasta, pe de o parte, da, în chipul spiritual al Domnului Iisus Hristos, Ioan îl vede în Apocalipsa ca pe miel înjunghiat. El parcă vede rana aceea și înjunghierea aceea și jertfa aceea ca întâmplându-se în continuare. Dar haideți să fim din nou capabili de această imagine globală. Trupul lui Hristos este biserica lui Hristos de pe tot pământul. Noi suntem vindecați și suntem. Eu sunt aici în fața noastră văzând, după ce în copilăria mea, 2 ani de zile, eu n-am văzut deloc, am fost orb, am avut o boală numită cheratită, albeață pe ochi, în timpul căreia 2 ani de zile eu n-am văzut lumina soarelui și comunitatea penticostală din Arad știe lucrul acesta, sunt cunoscut acolo. Chiar mă pregăteam să mă întreb dacă ați avut parte de vreo minune. Da, asta este una din minunile. Eu astăzi conduc mașina, eu astăzi aș fi putut să luau eu și prevet de zbor, am zburat cu avioane. Ți-a citit din Biblie, v-am văzut. Da, citesc așa cum mă ajută Dumnezeu. Aș avea nevoie de niște ochi mai buni de la vârsta asta, dar sunt minunea lui Dumnezeu. Însă lucrurile acestea, dragii mei, noi suntem vindecați, cerem de la Dumnezeu și vedem. Eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, am experimentat lucrul acesta în biserică la Emanuel. Inclusiv oameni care au primit pe loc vederea în biserică, în timp ce ne rugam pentru ei. Și alții. Dar atenție, trupul lui Hristos e mult mai mare. În timp ce noi suntem vindecați, sunt oameni ai lui Dumnezeu de aceeași calitate și poate chiar mai buni și mai bine folosiți ca noi, care nu sunt vindecați. Și continuă să sufere. Hristos suferă în oamenii aceștia. Nu știu cum stă cu timpul, dar am o ilustrație extraordinară. Un prieten de-al meu, redactor al unei reviste penticostale din Statele Unite ale Americii, care a girat ani de zile o rubrică de vindecări și care a făcut din rubrica aceasta de vindecări aproape o rubrică științifică, pentru că el colecta nu doar cazuistica, el colecta dovezile, el colecta fotografii, el colecta mărturii autentice, autentificate de medici și de specialiști. Și la un moment dat... Pentru credibilitate, bănuțesc, exact, este ceva jurnalistic. Și la un moment dat, omul acesta
care a condus această rubrică 20 de ani de zile și a fost martorul și a propagat, a vestit reflectat minul domnului timp de 20 de ani de zile, este diagnosticat cu un cancer pe creier foarte, foarte rapid și doctorii i-au dat 9 săptămâni de viață. 9 săptămâni de viață după ce a fost diagnosticat. Primul editorial pe care l-a scris după ce a primit această înștiințare a fost: de ce tocmai eu, Doamne? Și în această conversație cu Dumnezeu, el se lamentează literalmente, ca și Ieremia, plânge înaintea Domnului și zice: Doamne, Te-am slujit cu credință. Doamne, am vrut să arăt că minunile Tale sunt autentice. Și acum, Doamne, când eu n-am împlinit 60 de ani, avea 59 de ani avea omul acela, am ajuns la boala aceasta. De ce eu, Doamne? Aceasta era întrebarea, acesta era titlul. Pe parcursul întregii suferințe, el își scria sentimentele și ultimul articol pe care l-a scris, câtă vreme mai era încă capabil să scrie și conștient, a schimbat titlul de la început și a zis: de ce nu eu, Doamne? Pentru că a avut o conversație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis: Cristofor, dacă nici tu, care mă cunoști atât de bine, nu-mi dai voie ca eu să fiu Dumnezeu la locul meu și să lucrez suveran și n-ai credință în mine suficientă ca să crezi că eu știu ce fac, atunci ce pretenții să mai am eu de la alții care nu mă cunosc în măsura în care nu mă cunoști tu? Deci un Dumnezeu vindecărilor, dar un Dumnezeu suveran în deciziile Lui. Un Dumnezeu suveran și un Dumnezeu care poate hotărâ și care te poate lăsa cu onoare să porți, cum spune Apostolul Pavel când scrie și el în Galatenilor, Efesenilor, port în mine rănile Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar în felul acesta vedea el că poartă practic răstignirea. Iată cum vindecarea noastră înseamnă rănirea altora care sunt la fel ca și noi, parte din trupul lui Hristos. Oare ne dăm noi seama că ar trebui să avem mai multă recunoștință și mai multă compasiune și mai multă participare în ceea ce înseamnă viața de credință și de rugăciune a trupului lui Hristos? Pentru că v-am provocat în ultimele minute cu zona vremurilor sfârșitului, mulți spun că totuși fenomenul vindecărilor a crescut, tot mai mulți oameni se încred în Dumnezeu, se roagă cu foc, crede până la Dumnezeu pe cei care proclamă și că se vindecă sau au loc minuni mai mult poate decât în anii trecuți. Sunteți de aceeași părere, credeți? Poate îmi dați câteva exemple din biserica dumneavoastră, pentru că am vrea să stârnim credința multora de la care poate Dumnezeu așteaptă o altă atitudine vis-a-vis de problema lor, poate de boala lor sau de o soluție dificilă în care sunt. Eu cred că, pe de o parte, există o amplificare a fenomenelor minunilor și haide să sperăm că este și datorită creșterii credinței, pentru că de multe ori Dumnezeu are vehicule. Am spus că Dumnezeu are motivații. Mila îl motivează pe Domnul Iisus Hristos să facă minuni. Credința, facă-se după credința ta. Dumnezeu onorează credința și m-aș bucura ca minunile de astăzi într-un număr mai mare să fie rezultatul creșterii credinței. Și eu sunt sigur că Dumnezeu va rămâne același, neschimbat. Credința ta te-a vindecat. Am 2 sau 3 cazuri de vindecări pe care aș vrea să le fac cunoscute. În Biserica Emanuel, în urmă cu 2 luni de zile, o soră care n-a putut veni la biserică pentru că din cauza unui diabet și-a pierdut vederea. Este cunoscută această afecțiune la diabetici. Fica ei o aduce totuși în biserică. Era cina Domnului și noi așa practicăm. Eu la cina Domnului întreb dacă este cineva care are nevoie de ungere cu un de lemn, rugăciuni pentru vindecare, facem lucrul acesta. Femeia aceasta a venit în față. Eu știam care e cazul ei, am făcut ungerea cu un de lemn, m-am rugat pentru ea. Sigur că acolo, în față, eu mă rog, oamenii așteaptă lucrarea lui Dumnezeu. Păi a fost o cântare, am dat binecuvântarea și am anunțat adunarea liberă, dar în timp ce eu ziceam adunarea liberă, sora Aftina sare: fraților, văd, de 2 ani de zile eu nu v-am mai văzut. Eu nu mai știam cum e aici, ce frumos ați făcut aici, ce scaune noi avem în biserică. Fraților, îmi place, fraților, văd.
Deci, e o femeie care a fost oarbă toată viața ei, dar de obicei procesul este irreversibil. Și medicii știu ce... O subire a vederii treptată și pierdere totală. Exact. Și e vorba de o soră la vârstă de 80 de ani. Iată un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut așa, în timpul unui serviciu cu o biserică întreagă martoră. A doua minune pe care vreau să o mărturisesc, că o tânără de 13 ani este depistată la școală în timpul unui control medical de rutină, că are o problemă, este dusă la medicii din Brașov, fetița era în Codlea, Iulia o cheamă, și îi se depistează o tumoră pe canalul pe care curge lichidul cefalorahidian, comunicarea dintre creier sau cutia craniană și măduva spinării. Și acolo apare o tumoră care obturează încet, încet canalul. Au fotografiat, au localizat-o și la distanță de două săptămâni s-a văzut că această tumoră crește și riscul era să obtureze complet, să acopere tubul acesta, cantitatea de lichid cefalorahidian să crească, știți care sunt consecințele, se umflă capul și până la urmă se ajunge la moarte. Fetița este adusă în București la spitalul de specialitate din București. Tatăl ei este un prieten de-al meu, face apel la biserică și am declanșat o mișcare de post și rugăciune pentru Iulia, 13 ani. Până la urmă este adusă și internată chiar în București. N-am practicat ungerea cu un de lemn, pentru că de obicei, chiar și noi pentecostali avem anumite limite, trebuie să fie credincios, să fie... Dar mi-aduc aminte că în seara dinaintea internării, ei locuiau deja la o familie creștină din București și tatăl a zis, frate, noi ați făcut ungere în biserică, dar eu v-aș ruga mult să veniți totuși pregătit, noi credem că e bine să faceți și ungere cu un de lemn. Repet, noi o facem de obicei aceasta la membrii bisericii botezați care te cheamă. Și e o lucrare, așa cum o descrie Iacov în capitolul 5. Dar acum la credința acestui tată disperat și la rugămintea lui n-am putut să refuz, erau câțiva frați acolo și era programată pentru luni la operație. Facem rugăciunea, vă dați seama că au fost lacrimi și vă dați seama ce fel de rugăciune a fost aceea și cu câte emoții ne-am rugat cu toții. Și s-a amânat operația de pe luni pe marți. Iar doctorul care trebuia să facă operația, înainte să intre în operație, a zis, eu mai vreau o scanare, eu mai vreau să vizualizez. Era atât de greu de făcut operația că era un punct sensibil unde n-ar fi vrut să taie prea mult. Era chiar foarte riscant, până la urmă trebuia aproape decapitată fetița asta. Și nu pornește așa ușor la asemenea operație. Și când o pun din nou la un test, constată cu stupoare că această tumoare care a fost fotografiată în creșterea ei și aveau documente, a dispărut complet. Nu mai era acolo. Operația n-a mai fost necesară. Pot să vă spun că am fost și am vizitat după 2 ani. Fetița, perfect, acum intrată la liceu, cred că astăzi are vreo 19 ani deja, e cunoscută în codul Iulia, să întrebați cine este, n-aș vrea să dau și numele, numai ca să nu fie chiar... O persoană fictivă. Da. Da, însă iată una din minunile la care am fost martori ca biserică, noi, comunitatea credincioșilor. O acțiune corelată a Duhului Sfânt, rugăciunea și credința părinților, lanțul de rugăciune care a făcut în biserică și poate ungerea și rugăciunea finală care a făcut-o, cine știe cum a lucrat Dumnezeu. Da, Dumnezeu lucrează cum vrea, dar noi suntem datori să ne încadrăm în această slujire și până la urmă Dumnezeu își face lucrarea și noi o spunem spre slava Lui, pentru că eu sunt sigur că întotdeauna Dumnezeu are pe de o parte scopuri care depășesc. Pe de altă parte există această onorare a credinței personale a familiei de care am vorbit, văzând credința lor. Mai, pe scurt, mai aveți, poate, spuneați că poate mai ne dați încă un exemplu. Păi, mai întâi că există această minune biblică a învierilor din morți. N-avem curajul noi românii să celem asemenea... Deocamdată, poate să avem. Nu știu. Dar în călătoriile mele am cunoscut mărturii despre asemenea lucruri. Oameni care au cunoscut. E bine, dragii mei, dacă mergem în Evanghelia după Luca, după Ioan, pardon, la capitolul 11, vedem care este prețul învierii. Nu că nu s-ar putea.
învierea lui Lazar este prezentată ca una din minunile Domnului Iisus și îmi place să observ acolo ceva legat de prețul acestei învieri. Ioan consemnează după ce s-a întâmplat învierea. Aceasta eu citesc Ioan 11:53. Din ziua aceea iudeii au hotărât să-l omoare. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei. Pentru că din ziua aceea, consecința directă a învierii, la care ei au fost martori, acolo în mormântul acela, în grădina mormântului din Betania, iudeii au pus la cale, în mod tehnic, să procedeze la uciderea, la condamnarea, la răstignirea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, prețul învierii pe care noi îl cerem sau pe care alții îl cer ca misiune, ca minune, a fost chiar viața Domnului Iisus Hristos. Acum, atenție că până la urmă eu cred că minunea aceasta trebuie să ne-o dorim cu toții, pentru că este parte din credința, din fericita noastră nădejde. Unii avem speranța să trăim și să fim martori, că tot trăim vremea sfârșitului, la răpire pe care poate Dumnezeu ne-a programat-o. Dar dacă va trebui să trecem prin valea umbrei morții, totuși nu mă tem, pentru că Hristos a înviat și noi vom învia. Și a fost schimbul acesta. El a murit pentru ca noi să putem învia. El a înviat ca să fie pârga celor adormiți. Pe de o parte, eu vreau să fac pe toți să înțeleagă că noi avem dreptul la această minune, însă în același timp nu avem voie să uităm care a fost costul acestei minuni de care noi putem beneficia. Și anume, costul a fost moartea Domnului Iisus Hristos. Prețul e atât de mare, dragii mei, încât noi ar trebui să fim foarte, foarte credincioși să înțelegem dimensiunea. Pentru că a fost o dimensiune și un sacrificiu, o jertfă imensă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat la moarte pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine din noi ceilalți credem să nu murim, să nu fim despărțiți pentru veșnicie de Dumnezeu, de Creatorul nostru, ci să avem viață veșnică. Interesant. Noi am avut mărturii la aceste emisiuni și la alte emisiuni ale studiului Alfa Omega TV despre lucruri minunate pe care Dumnezeu le-a făcut, minuni, restaurări de vieți, refaceri de legături, chiar vindecări miraculoase. Acum, dumneavoastră, prin această referință biblică despre învierea lui Lazar, referință cheie în zona învierii, oarecum simt eu că ați anticipat lucruri în și mai mare putere pe care Dumnezeu le va declanșa România. Poate cine știe, la următoarea emisiune care o să avem, o să chiar putem să comentăm lucruri miraculoase chiar din zona învierii pe care Dumnezeu le va face, poate în România, dar nu numai. O să, până la finalul spațiului dedicat acestei emisiuni, o să avem o secvență înregistrată, dar aș vrea ca pe final și o să provocați mulți slujitori care vă urmăresc, din diverse biserici, nu numai din zona pentecostală. Pentru că, așa cum dumneavoastră ați avut curajul, îndrăzneala, să practicați niște acte de cult normale, biblice, pe care le practicau creștinii în toate vremurile. Ungerea cu undelean, punerea mâinilor, cum spune Biblia, sau rugăciune în unitate, sau să provocați familia să se roage, cele două cazuri care ne-a spus. Așa, mulți slujitori ar putea, fără să facă rabat de la cuvântul Bibliei, să intre cu încredințare, cu dorință, cu încredere în această slujire, mai cu curaj, așa simt eu. Și să nu se teamă neapărat că poate de eșec, poate Dumnezeu este suveran, cum ne-a și spus, să vindece sau să nu vindece. Dumnezeu alege, dar e încă o rezervă în a intra cu curaj. Mulți spun, mai este actual să pun mâna peste bolnav și să sănătoșească. Versetul acela a fost pentru apostoli, nu pentru noi. Ungerea cu undelemn funcționează? Cum funcționează? Ce e miraculos în undelemn? Eu cred că pe de o parte precauția este justificată și dacă precauția are la bază doar respectul și adorația și inclusiv înțelegerea suveranității lui Dumnezeu, e minunat. N-aș vrea însă să ne simțim limitați, pentru că așa cum Hristos nu este limitat, Biserica lui Hristos nu este limitată. Sunt anumite doctrine ale periodicității, de exemplu, canonul Noului Testament sau a Bibliei a fost într-o anumită perioadă, cuvântul inspirat a fost revelat în acea perioadă și noi credem că celelalte cuvinte apocrife și alte descoperiri n-au autoritatea canonului. Cu asta eu sunt de acord.
Dar a limita puterea Domnului Iisus Hristos și minunile Domnului Iisus Hristos la timpurile creștinilor primari înseamnă a nu vedea dimensiunea și perspectiva și mișcarea creșterii lucrării lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a anunțat lucrurile, a prevestit aceste lucruri. Lucruri mai mari decât acestea, și când zicem mai mari, nu neapărat în amploare, în putere și... Puterile de evanghelizare. Sigur că da. Și mai degrabă numeric, din punctul acesta de vedere, foarte multe lucruri vor continua să existe. Deci eu, pe de o parte, apreciez reținerea, dar pe de altă parte n-aș vrea să ne cantonăm în reținerea aceasta. De altfel nu se vor cantona aceia care sunt atinși de o nevoie. Ei nu se vor mai cantona, ci vor înțelege nevoia așa. Atunci începe să lucreze cealaltă parte a Domnului Iisus Hristos, care a lucrat minune pentru că i s-a făcut milă. I s-a făcut milă. O exegeză frumoasă a cuvântului lui Dumnezeu din Iacov, capitolul 4, arată următorul lucru. Cine este bolnav, cine este în suferință, trebuie să se roage. E o lipsă de rugăciune acolo. Personal, trebuie să se roage. Adică, începând de aceluia care are problema. Exact, el care are problema. Trebuie să înceapă să aducă la cunoștința lui Dumnezeu lucrul acesta. Cine are inima bună, trebuie să cânte. E o problemă, dacă nu știi să cânti când ai inima bună, nici nu o să te rogi când ai suferință. Boala deja e gradată. Apare deja cronicizarea unei suferințe. Nu mai poți singur. Acolo lipsește mai mult decât atâta. Lipsește ungerea. O exigență a textului cere oarecare procedură să cheme pe prezbiterii bisericii care se facă ungerea cu un de lemn în numele Domnului. Dar apoi, eu cred că această procedură vizează mai degrabă ascultarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi însă, Iacov trece mai departe și spune: mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Cine e neprihănit? E vreo persoană? Noi căutăm un vindecător care crede. Nu. Neprihănită rămâne biserica în esența ei, nu un individ. Biserica lui Hristos este neprihănită, este fără pată și fără zbârcitură. Există această curăție a bisericii. Dar apoi Iacov, păstorul acelei biserici din Ierusalim, zice: și Domnul îl va vindeca. Nu prezbiterul, nu uleiul. Ele sunt folosite acolo în context, mai degrabă, repet, ca o provocare la a ne asuma, la a ne supune ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Dar vindecarea și lucrarea este: și Domnul îl va vindeca. Și imediat apare consecința spirituală: și dacă a făcut păcate chiar, și acelea vor fi iertate, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este completă. Nu este doar o vindecare trupească. Domnul își întinde mâna lui și îndurarea lui peste starea spirituală și dacă a făcut păcate și cine n-a făcut. Bucură-te când ești vindecat și prezintă-te ca un om și iertat și începe o viață altfel. Tu te împace, dar să nu mai păcătuiești. Mulțumesc pentru aceste precizări. Sper că a fost o provocare pentru slujitori care au ezitări și nu știu de unde să apuce intrarea într-o slujire completă de vindecare, mântuire, salvarea sufletului. Aș vrea să încheiem cu niște secvențe de la o întâlnire pe care ați organizat-o în 2005, când ați invitat pe prietenul dumneavoastră, acum este în veșnicie cu domnul probabil David Wilkerson și pe fiul lui Gary. O să completăm spațiul acestei emisiuni cu secvențe de la acea întâlnire de la sala Palatului, dar dacă ați avea un gând, domnul a trimis în 2005 pe David Wilkerson, un lider mondial al lucrării evanghelice, cu un mesaj provocator, pregătitor pentru vremurile sfârșitului, pentru slujitori din România. Dacă ați avea un gând, cum vedeți acum acea slujire la care ați fost catalizator, organizator, element principal? Sunt atât de fericit că m-am lăsat condus de Duhul Sfânt în vremurile acelea. Aduceți-vă aminte că împreună cu manifestările de la sala Palatului au fost 9 sesiuni pline la capacitate. Peste 4500 de participanți în fiecare din ele. Din întreaga țară. Dar nu numai din întreaga țară, din întreg spațiul românesc. Să știți că au venit din Ucraina, din Republica Moldova și chiar din Banatul Iugoslav, autobuze și microbuze. A fost un fenomen extraordinar. Aduceți-vă aminte că împreună cu acțiunea noastră s-a tradus și s-a lansat atunci pentru prima dată în limba română viziunea apocaliptică
a lui David Wilkerson. Citiți sau recitiți și veți recunoaște criza pe care o traversează lumea întreagă astăzi în acea viziune apocaliptică descrisă și prezentată profetic de David Wilkerson. Eu cred că felul în care David Wilkerson a venit atunci, el a venit cu adevărat ca un mesager cu o trâmbiță a lui Dumnezeu care să strângă adunarea lucrătorilor, cei care au fost și probabil că se reflectă în imaginele filmate atunci, vor vedea cum umăr lângă umăr lucrători din diferite confesiuni, din diferite regiuni, s-au adunat la oaltă, au uitat veleitățile, au uitat poate și anumite competențe sau orice ce fel de rivalități care ar putea exista între noi și a fost un spirit de comuniune. Omul acesta a venit și ne-a spus așa, eu nu am de demonstrat nimic în ceea ce înseamnă persoana mea și lucrarea mea, dar am un mesaj. Lumea merge pe drumul acesta. Acesta este drumul omenirii, dar noi ca biserică, dumneavoastră ca slujitori, sunteți chemați în vremea aceasta din urmă să strângeți rândurile și să dovediți unitatea trupului lui Hristos. Sunt din nou chemat la misiunea lui David Wilkerson, condus acum de Gary Wilkerson în cursul lunii septembrie. Voi avea o întâlnire cu ei la New York și sper, nu neapărat când pun cine știe ce speranțe în readucerea lui Gary Wilkerson și altor lucrători de acolo, dar sper ca asemenea chemări și ocazii de manifestare și de reconsiderare unității noastre să le avem în vremea aceasta, că este timpul să uităm de diferențe și să încercăm să ne unim în ceea ce înseamnă, atenție, singura rugăciune a Domnului Iisus Hristos care încă își așteaptă răspunsul. Nu uitați că Domnul în grădina Ghețimani a zis, Tată, mă rog ca toți să fie una. Așa cum tu în mine și eu în tine suntem una, să fie și ei una. E bine, eu cred că această rugăciune încă își mai așteaptă răspunsul, chiar și aici în România. Și aș vrea să fim parte din răspunsul acesta. Domnul să ne ajute. Mulțumesc, nu se putea un final mai potrivit pentru această emisiune. Vă mulțumesc de participare la această ediție a emisiunii Calea Adevărului și Viața. A fost alături de noi pastorul Ioan Bochean, lider al Centrului Creștin București, aș putea să zic slujitorii, robii lui Dumnezeu pentru decenii în mișcarea evanghelică din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fewer people going to church than before and after the accident. Adică în momentul acesta când eu stau în fața dumneavoastră, sunt tot mai puțini care merg în biserici, care frecventează bisericile, mai puțini ca înainte de atac. Then came the tsunami. Și atunci s-a întâmplat recent acest accident, tsunami. And national television reporters. Și reporteri de la televiziunile naționale. And all over the United States. Din pretutindeni din Statele Unite. Same question. Au venit cu aceeași întrebare. Is God speaking through this? Oare vorbește Dumnezeu prin toate acestea? So we had a one-month revival. Și am mai avut încă o lună de trezire spirituală. 6 months after the blast in New York. 6 luni după explozia de la New York. And now 30 days later they forgot the tsunami. Și acum după 30 de zile toată lumea a uitat și de tsunami. Judgment alone will not shake our churches. Cu alte cuvinte, felul acesta de judecată se pare că nu cutremură bisericile noastre. It's going to take broken-hearted pastors. Se pare că e nevoie de păstori cu inima frântă. It's going to have men who are on their faces and on their knees before God. E nevoie de oameni care au venit cu fața lor și cu genunchii lor înaintea lui Dumnezeu. Because we've seen nothing compared to what is coming. Pentru că încă n-am văzut nimic față de ceea ce are să vină. And we need men and women who know and hear from God. De aceea avem nevoie de bărbați și femei care îl cunosc pe Dumnezeu și care aud vocea lui Dumnezeu. On Sunday morning. Duminică dimineața. After this on Tuesday. După aceea, în marțea următoare, I preached a message. Am predicat mesajul. The towers have fallen. Am predicat mesajul în duminica aceea. Turnurile au căzut. And we missed the message.
Și noi am pierdut, am ratat mesajul. I don't want to miss the message here. Dragii mei, n-aș vrea să ratăm mesajul aici. God is speaking. Pentru că vă asigur, Dumnezeu vorbește. We came here for one reason. Noi am venit la dumneavoastră pentru un motiv. We're not here to correct anybody. Nu suntem aici ca să corectăm pe cineva. We've been seeking God. Noi am căutat fața lui Dumnezeu. I'm too old. Sunt prea bătrân. Been long, too long. Sunt prea de multă vreme pe aici, pe acolo. To just preach a sermon. Ca să mai caut să mai predic o predică. I want my heart changed this next few days. Eu aș vrea ca inima mea să fie schimbată în aceste zile. And I want to see God change all of our hearts. Și aș vrea să-L văd pe Dumnezeu schimbând toate inimile prezente. There's nobody too old to be changed. Nimeni nu e prea bătrân să fie schimbat. There's no one here too deep in the spirit. Și nimeni nu e prea spiritual aici. There's no one here so important. Nimeni nu e prea important aici. So experienced. Nimeni nu e atât de experimentat aici. That doesn't need changed. Încât să nu mai aibă and nevoie renewed de schimbare. By the Holy Spirit of God. Să nu mai aibă nevoie de prelucrarea Duhului Sfânt. Heavenly Father, we ask you to come. Te rugăm, Tată din ceruri, să vii. And speak to our hearts. Să vorbești inimii noastre. Lord, we bring a prophetic word from your heart. Doamne, așteptăm un cuvânt profetic din inima ta. And we need you, Holy Spirit. Avem nevoie de tine, Duhule Sfânt. To sanctify and purge our hearts. Să sfințești, Doamne, să curățești inimile noastre. And begin it in my heart, Lord Jesus. Începând chiar cu inima mea, Doamne Iisuse. And speak from heaven now. Vorbește-ne din ceruri, te rugăm. Speak to our hearts clearly. Vorbește cu claritate inimilor noastre. We trust you, Lord. Avem încredere în tine, Doamne. Amen. Amin.